Salutare, eu sunt Cătălin Striblea și aici e colțișorul meu de lucru la Europa FM. Haideți să vă arăt cum se merge către studio. Colegii m-au rugat între timp să vă spun câteva lucruri, 7 la număr, care ar putea să facă România mai fericită. Acum, eu cred că fericirea e o chestiune individuală și poate că multă lume nici nu crede în fericire. Salut, Denis! Sper că ești fericit! Dar măcar în mulțumire! Am putea să credem unii dintre noi și asta e o chestiune individuală. Eu mi-am notat ca de obicei așa câteva lucruri care ar putea să ne facă un pic mai buni, mai fericiți, mai mulțumiți. Salut, Sorin! E și Sorin aici, o să stăm înainte emisiei de la România în direct și zic așa, sunt lucruri individuale, mici. Aveți grijă ca în fiecare zi să aveți timp pentru voi. Mi se pare foarte important ca fiecare dintre noi în fiecare zi să facă ceva pentru el sau pentru ea. Îngrijiți-vă ca relațiile cu cei din jur să fie foarte bune sau bune măcar cu colegii de la muncă. Nu vă refuzați niciun fel de experiență. Ieșiți din casă, fiți curioși, intrați în muzee, mergeți la concerte, cunoașteți oameni. Asta mi se pare cel mai important. Dar într-o țară cum e România, cred eu că fericirea sau mulțumirea nu poate fi doar individuală. Cred că împreună avem de făcut câteva lucruri și de obicei ni se pare că societatea românească e agresivă. Așa că putem schimba câte ceva pe aici, din punctul meu de vedere. Și haideți să vedem cum. Gândiți-vă că dincolo de ușa casei voastre e tot lumea în care trăiți și că trebuie să o păstrați curată și fizic și spiritual. Așa că respectați-i pe toți cei cu care vă întâlniți după ușa casei voastre. Nu așteptați nicio secundă ca politicienii și administrația să vă rezolve probleme foarte importante. Ei creează pârghii. De fapt, problemele tot noi le rezolvăm în țara asta și trebuie să punem presiune în mod constant pe ce înseamnă administrație, politicieni. Trebuie să ne implicăm în orice formă sau măcar în forme mici. Oamenii din jurul nostru, cei pe care îi întâlnim pe stradă, la muncă, în societate, unde mergem, cei cu care colaborăm noi, sunt majoritatea la fel ca și noi. Sunt oameni buni care își văd de treaba lor, muncesc în țara asta, merită respect. Nu toți sau majoritatea nu vor să te fure, nu vor să mintă, vor doar să trăiască la fel de bine ca și tine și de aici trebuie să colaborăm. Și în fine, nu uita niciodată să te uiți în urmă, să vezi de unde am plecat, ce înseamnă drumul ăsta și cât de mult am progresat. Și împreună, dar și separat, și mulțumește-ți din când în când că, băi, ai făcut treabă bună, chiar ai făcut treabă bună și tu și cei din jurul tău. Nu e atât de rău pe cât ne gândim de cele mai multe ori. Astea sunt cele 7 puncte din punctul meu de vedere. Sper să vă folosească măcar 1, 2, 3 dintre ele. În orice caz, noi suntem aici la Europa FM să vă dăm o mână de ajutor și eu mă bucur tare mult și sunt fericit de multe ori când colaborăm, când lucrăm împreună aici, în comunitate. La mulți ani, Europa FM, să ne vedem cu bine încă 24 și încă 24, un secol de acum înainte, dacă se poate.